Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Este înălțător faptul că așa de mulți oameni îl laudă pe Domnul, oameni așa de diferiți, unii cântă din durerea lor, alții din bucurie, unii cântă sănătos, sănătoși fiind, alții cu suferințe. Și Dumnezeu primește închinarea atâtor slujbe, atâtor inimi de oameni care îl iubesc, care îl adoră. Este foarte frumos și este înălțător acest lucru. Dumnezeu se primească închinarea. Scumpii mei, în seara aceasta am ajuns la pilda robului milostiv. Matei, capitolul 18, versetul de la 21 la 35 este pilda cu numărul 24. În cinstea Domnului vă rog să vă ridicați. Matei, capitolul 18, de la versetul 21. Prima Evanghelie din Noul Testament, pagina 945. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la șapte ori, Iisus i-a zis, eu nu zic până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i a adus pe unul care-i datora zece mii de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne! mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis, Rob Viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea și tu să ai milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Frații mei, reocupați-vă locurile. Pilda robului nemilostiv are numărul 24 în ciclu de studii pildele Mântuitorului, pe care noi îl ținem de ceva vreme. Și în seara aceasta, prin mila stăpânului, fiind în viață, fiind sănătoși, ne oprim asupra acestui cuvânt cu toată modestia specifică unor oameni care știm că e cuvântul Domnului, încercând să-l înțelegem. Capitolul 18 din Matei prezintă mesajul smereniei și iertării. În primul rând, ce motiv a avut Domnul să spună această pildă? Orice pildă este spusă de Domnul Isus cu un motiv ușor de aflat în contextul imediat. Observați că Domnul Iisus vorbește în începutul capitolului 18 despre cum poți fi mai mare în împărăția cerurilor. De fapt, răspunde la întrebarea pusă pe subiectul acesta. Apoi vorbește despre modestie și despre smerenie și de asemenea despre respect față de toți membrii împărăției cerurilor, fără a ține cont de criteriile omenești de selecție. A ține cont că unul e sărac, altul bogat, unul e tânăr, altul bătrân, unul are slujbă, poziție, altul nu și așa mai departe. Toți membrii împărăției cerurilor trebuie respectați în egală măsură datorită poziției lor de copii ai lui Dumnezeu. Apoi a vorbit despre iertare și despre rezolvarea conflictelor personale și conflictelor publice. Observați că Domnul își asumă că vor fi conflicte. Vor fi conflicte între doi oameni și vor fi conflicte între oameni și biserică. Și vorbește despre cum să fie rezolvate. Apoi vorbește despre autoritatea bisericii sau despre autoritatea în biserică și despre puterea rugăciunii, versetele de la 15 la 20. Ascultând toate aceste învățături, în mintea lui Petru se nasc întrebări, deoarece el realizează că principiile învățăturii Mântuitorului sunt foarte diferite de ale lui, mai ales cu privire la iertare. Motiv pentru care pune o întrebare, pentru a face lumină în mintea lui confuză. În mintea lui erau mai multe concepții despre iertare. Și acum nu știa care dintre ele este adevărată. Profită de faptul că Domnul introduce acest subiect în discuție și, ca unul care întotdeauna avea îndrăzneala necesară să pună întrebări, chiar să-și răspundă, îl întreabă pe Mântuitorul: De câte ori? să-l iert pe fratele meu atunci când va păcătui împotriva mea. Până la șapte ori, observați că Domnul Iisus își asumă că oamenii vor avea conflicte și că va fi nevoie să se ierte unul pe altul. Domnul Iisus își asumă că unii vor avea problemă cu autoritatea din biserică și autoritatea din biserică va avea probleme cu unii și spune cum trebuie rezolvate conflictele publice. Dar Petru își asumă că va trebui să ierte pe anumite persoane care îl vor ofensa, îl vor nedreptăți. Spune el, când fratele meu va păcătui împotriva mea, dar Petre, crezi că va păcătui cineva împotriva ta? Și Petru spune, evident, știu din experiența mea că oamenii mă vor supăra. Intenționat, neintenționat, mai des, mai rar, oamenii mă vor supăra. Și eu nu știu de câte ori să iert, până la șapte și apoi să mă răzbun, sau mai mult, și Domnul plecând de la această întrebare pusă de Petru, îi răspunde în versetul 22 și de la versetul 23 până la 35, îi spune o întâmplare imaginară care explică răspunsul din versetul 23. Care e versetul din... iertați-mă, 22. Care e răspunsul din versetul 22? Răspunsul este următorul, Petre. Eu nu-ți spun să ierți doar până la șapte ori, ci până la șaptezeci de ori câte șapte. Asta a fost răspunsul Domnului. Și de la versetul 23 spune o întâmplare. O întâmplare în care așează elemente și oameni într-o manieră de înțelepciune divină pentru ca să explice răspunsul și să-i dea forță. Și spune de aceea și începe pilda. În al doilea rând, pe lângă motivația Domnului să spună pilda, aș vrea să observăm care este istoria iertării în Biblie. Care este istoria iertării în Biblie? Când vorbim despre iertare de la o perioadă istorică la alta, subiectul, conceptul, practica iertare a fost diferit înțeleasă și practicată. Petru știa că Mântuitorul Iisus Hristos le-a spus lor să ierte, dar nu era sigur de câte ori să facă asta. Știa că trebuie să ierte, dar nu știa de câte ori și n știind că e greu să ierți, n-a vrut nici să ierte de prea multe ori. De aceea a vrut să fie sigur. De câte ori? Până la șapte? Primul concept de iertare din Scriptură este legea talionului. Legea talionului sau dinte pentru dinte, sau ochi pentru ochi, prezentată în Exod 21, versetele de la 24 la 27, sau în Levitic, capitolul 24, versetul 20, spune dacă un om ți-a scos un dinte, să-i scos și tu tot unul. Dacă un om ți-a scos un ochi, să-i scoți și tu tot un ochi. Acesta era primul mod de a rezolva problemele în vremea aceea. Era o lege. Și legea aceasta era legea dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Acesta era modul de a, ne rezo de a se rezolva problemele în vremea aceea. Este adevărat că sunt și astăzi oameni care trăiesc astăzi, dar procedează ca atunci. Dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Sunt oameni inspirați de vechea slovă, oameni cărora le place legea aceasta pentru că le dă dreptul să se răzbune. A fost o vreme când s-a procedat așa. A fost. Dar nu mai este. Pe lângă legea talionului din Vechiul Testament este legea iertării limitate în tradiția evreiască, din perioada intertestamentală în mod special. Asta înseamnă că evreii aveau obiceiul să ierte o persoană de trei ori și mergeau într-un exces de zel și de bunătate până la șapte ori. Apoi aveau libertatea să se răzbune. Ei și-au format această tradiție citind din Amos, capitolul 1, versetul 3, sau din Proverbe, capitolul 24, versetul 6. Ce vreau să spun? Amos spunea pentru trei nelegiuiri ale Moabului, ba pentru patru. Proverbe spune, de asemenea, despre faptul că Solomon vede un om care poate să cadă de șapte ori și de șapte ori se ridică. Și ei, în tradiția lor, au luat aceste versete biblice, le-au pus împreună cu de la sine putere și și-au făcut o tradiție. Și în Palestina a existat tradiția care spunea de trei ori ești obligat să-l ierzi pe fratele tău. Dacă vrei să fii un evreu foarte cum se cade, foarte bun la inimă, trebuie să-l până la șapte, dar de la opt în sus poți să te răzbun liniștit. Mai mult de atât, Domnul Iisus Hristos în Luca 17 spune următoarele cuvinte și chiar dacă păcătuiește fratele tău împotriva ta, de șapte ori pe zi și se întoarce la tine și de șapte ori spune îmi pare rău, tu trebuie să-l Ei, Petru, înțelege că Domnul Iisus prin această afirmație încurajează tradiția evreiască și zice, tradiția noastră este bună, că și Domnul a confirmat-o, dacă de șapte ori fratele tău te nedreptățește, păcătuiește împotriva ta și vine și-și cere iertare, iartă-l de șapte ori, Domnul spune lucru, Petru spune lucru hotărât, de șapte ori. Și acum, auzindu-l pe Domnul, Că vorbește diferit, zice, în mintea lui, Doamne, dar al alteră zis că de șapte ori, potrivit tradiției noastre. Acum înțeleg că nu mai e de șapte ori. Și îndrăznește și îl întreabă, Doamne, a, sunt confuz, am probleme, nu mai știu bine ce. Știu că trebuie să ierd, dar nu știu de câte ori. Doamne, vreau să știu ca să nu greșesc. De șapte ori sau de câte? Și primește răspunsul care îl pune în confuzie totală. De 490 de ori, Petre. De 490 de ori? Doamne, iartă-mă! Dar cine poate să ierte pe cineva de 490 de ori? Cine poate să ierte pe cineva de... Înger să fii! Dar după 10-15 ori ți-ajunge! De 490 de ori! Și Domnul Iisus Hristos vorbește despre legea iertării nelimitate. Când prin har iertarea devine o alegere, nu un sentiment. Nu are legătură cu ce simți, că simțim noi multe lucruri. Are legătură cu ce alegi. Și alegerea este o problemă a conștiinței, iluminată de Duhul și de Cuvânt. Și Cuvântul spune așa, de 490 de ori. Frate Viorel, de 490 de ori. Da, dar eu simt în inima mea după două, trei ori că nu mai pot. Inima ta este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea ca și a mea și nu are dreptul să hotărască de câte ori ierți, ci conștiința ta care conține Evanghelia rostită de gura Domnului, trebuie să-ți spună minții tale să ia decizie indiferent ce simte inima ta. Iertarea nu este, nu este manifestarea unui sentiment. Că dacă e vorba de soție, simți soierzi de mai multe ori. Dacă e vorba de copilul tău, simți să-l de mai multe ori. Dacă e vorba de copilul altuia, s-ar putea să nu, să nu simți să-l niciodată. Iertarea nu este expresia unui sentiment, nu are legătură cu ce simți. Nu are legătură cu ce simți. Noi nu suntem mântuiți prin simțire, ci prin credință. Noi când ne rugăm pentru vindecare, nu ne rugăm prin simțire, ne rugăm prin credință. Și toată viața spirituală nu e prin simțire, e prin credință. Și iertarea trebuie să fie prin credință, este decizia pe care o iei la nivelul minții. N-are legătură ce simți, ce simți pune în urmă. Un om al lui Dumnezeu nu merge prin simțuri, că de multe ori simți să... Cine știe ce să faci? Nu faci asta, înfrânează-te, fă ce pune mintea. Alege să ierzi de 490 de ori, ca așa spune Evanghelia. Nu ține cont de ce simți. Hristos n-a trăit prin simțuri. A simțit în grădină să lase, să nu bea paharul. Asta a simțit. Și a spus și Tatălui ce simte. Dar mai apoi a spus, nu vreau să țin cont de ce simt eu, să se facă voia ta, nu simțământele mele. Sunt oameni care sunt călăuziți de simțăminte. Și din emoțiile lor fac cuvintele lor și din cuvintele lor fac deciziile lor. Această cifră la evrei, 490 de ori, să ierzi pe cineva de 490 de ori, arată mila nemărginită a lui Dumnezeu. Așa cum a spus Isus. Diferit de răzbunarea nelimitată a fiului Metusala la pe care iertarea nelimitată poruncită de Isus a înlocuit-o, a înlocuit răzbunarea nelimitată propusă de la Meh, care spunea următoarele lucruri în Genesa 4 cu 24. Cain va fi răzbunat de șapte ori, dar la va fi răzbunat de șapte ori câte șapte. 70 de ori câte șapte, 490, este cifra desăvârșită la evrei. Și șapte ori este ok, dar de la șapte până la 490 ești pe mâna răzbunării mele. Era răzbunarea nelimitată a evreilor. Însă a venit Hristos și a schimbat răzbunarea nelimitată propusă de la meh fiul lui Metusala prin iertarea nelimitată pe care a promovat-o Hristos atunci când i-a răspuns lui Petru, nu de șapte ori, Petre. De 490 de ori. Asta înseamnă că un fiu al lui Dumnezeu va acorda iertare oricui în momentul în care iertarea este cerută. Iertarea nu este un sentiment, repet, nu este o emoție trecătoare, iertarea este o alegere pe care o faci știind că te doare să rămâi nedreptățit, să nu te răzbuni, să nu-i spui înapoi, ci pur și simplu să-i spui de azi înainte, nu mai ai nicio datorie la mine. Dar îți datorezi 100 de dolari, nu mai îmi datorezi nimic, Dumnezeu să te binecuvinteze. Este o alegere a minții. Iertarea este hotărârea de a nu mai pune în socoteală greșeala comportamentală de care s-a făcut vinovat persoana de lângă tine. De a nu mai vorbi despre comportamentul greșit, despre vinovăția pe care, despre nedreptatea pe care ți-a făcut-o. Pur și simplu pui asta în spate, în trecut și nu mai îți aduce aminte de treaba asta. Asta nu înseamnă că uiți. Iertarea este hotărârea de a nu te mai gândi, ei, decizia să nu te mai gândești la lucrul ăsta. Și când îți trece prin minte, spui următorul lucru. În numele lui Isus Hristos, așa cum m-a iertat Domnul pe mine și nu-și mai aduce aminte de păcatele mele, în numele lui Isus, așa eu greșeală la fratelui meu, nu mai mi-aduc aminte de ea, o pun în spatele meu. Nu mai mi-aduc aminte de ea. Vreau să fiu ca Isus. Sunt două cuvinte în limba greacă prin care este tradus în Biblia Cornilescu cuvântul iertare și este semnificativ pentru noi să înțelegem cuvintele acestea. Primul dintre ele este afiemii și înseamnă a trece cu vederea. Nu vi s-a întâmplat să vă greșească copilul și pur și simplu să nu-i ziceți nimic, treceți cu vederea. Sau îi spui fiule, am mai vorbit ieri despre problema asta, dar atât îi spui, treci cu vederea. Nu faci un caz, nu ții răzbunare pe el, nu, ci pur și simplu treci cu vederea. Multe dintre cuvintele traduse de Cornilescu iertare sunt afiemi, a trece cu vederea. Nu poți să fii chiar ca un polițist, dacă eu lucrez lângă omul ăsta, de multe ori mă va deranja, ori prin omitere, eu vorbesc și se întâmplă să nu mă audă, sau eu se întâmplă să nu-l aud pe el. Și nu se simte confortabil omul, în mintea lui zice, omul ăsta nu-mi dă valoare. Dar, din anumite motive, slăbiciuni omenești, nu i-am dat suficientă, suficientă atenție. Sau uneori mi se întâmplă să-l jignesc, sunt prea dur cu el. Și în inima lui spune: Doamne, sunt așa de aproape de el și uite ce aspru vorbește cu mine. Dar eu, în inima mea, n-am vrut să fiu aspru cu el. Dar așa e omul. Omul nu Dumnezeu. Omul, când e într-un fel, când e în altul, nu-i întotdeauna, nu întotdeauna ca Dumnezeu. Nu-i întotdeauna perfect. Și atunci el spune. O să trec cu vederea și de data asta. Și el e om, pentru că și mie îmi trece el cu vederea, și eu am să-i trec lui cu vederea. Cum Iisus îmi trece mie cu vederea, aleg treaba asta. Pur și simplu e alegerea minții mele. Acesta este primul cuvânt. Și termenul este folosit pentru a descrie plătirea totală sau anularea unei datorii. În Matei 6 cu 12 este un verset care spune despre asta. E, e cuvântul ăsta folosit aici? Cornilescu l-a tradus cu iertare. Uitați ce scrie versetul. Și ne iartă nouă greșelile noastre, aici a fiemii, rugăciunea Tatăl nostru. Și ne iartă nouă greșelile noastre, ce înseamnă și ne iartă nouă greșelile noastre. Și nu ne ține cont și nu lua în considerare, Doamne, și nu te uita, nu scrie ce am făcut, Doamne. Nu ține cont de. Lasă-ne datoriile noastre așa cum le lăsăm și noi pe ale datornicilor noștri. Lasă-le, Doamne! Cum eu nu mai țin cont că Ștefan are să-mi dea 5 dolari sau eu lui, așa nu mai ține nici tu cont, Doamne, a fie mi. Asta înseamnă să ierți. 5 dolari sunt 5 dolari, dar pur și simplu îi trec cu vederea. E adevărat că aș putea să fac un mare caz pentru 5 dolari sau pentru 500, dar pur și simplu îi trec cu vederea. Pur și simplu îi trece cu vederea. E o decizie Sigur că atunci când iei decizia asta, rămâi în pagubă. Din punct de vedere la 5 dolari, rămâi în pagubă. Dar și Dumnezeu a rămas în pagubă când m-a iertat pe mine că nu s-a răzbunat. Dintr-un anumit punct de vedere, dar din alt punct de vedere, a rămas Dumnezeu în pagubă? Nu. Dumnezeu se bucură pentru că unul dintre oamenii pe care i-a creat se întoarce la poziția din care a căzut și redevine ceea ce l-a creat Dumnezeu. Niciodată nu vei ierta dacă nu hotărăști să ierți. Dacă vei spune, eu iubesc doar pe oamenii care nu m-au supărat niciodată, în 5 ani de zile te va supăra toți oamenii din adunare. Și ce faci? Te muți la altă biserică. Și în 5 ani, de zile îi rezolvi și pe ăia și te muți la alta și după 5 ori 6, 30 de ani, unde te mai duci? Că sunt șase biserici în Chicago. O biserică e bună până devii membru în ea. Și la urmă nu mai e bună trebuie neapărat să hotărăști să ierți. Că cu soția ce faci? Tot la fel o schimbi? Te supără astăzi, mâine o super tu, copilul te supără, mâine îl super tu și în familie există destul de des anumite supărări, anumite nemulțumiri, anumite ofensări, dar schimb familia, nu mai mă duc înapoi acasă seară că m-a supărat soția, care a ridicat tonul la mine, poate mi-a zis o vorbă, Numai că acasă, în familie, trecem cu vederea. În adunare devenim ca niște polițiști și Doamne ferește cineva să calce pe bec o dată în viață că a doua șansă nu mai există. Și oamenii aceștia se numesc creștini, iertați-mă, se numesc altfel. Hristos spune următorul lucru și ne iartă nouă după cum noi iertăm altora. Asta înseamnă că dacă eu nu iert altora lucru hotărât, nici Dumnezeu nu-mi iartă mie. Dumnezeu nu merge la pas cu ambițiile, cu nepocăința și cu slăbiciunile noastre. Nici de cum, nici de cum, niciodată. Un alt cuvânt, al doilea, pe care îl găsim în scriptură, tradus de Corilescu cu iertare, este carizomai. Și aici înseamnă a acorda, cuiva favoarea fără să aștepți răsplată. A acorda cuiva favoarea fără să aștepți în schimb să fii răsplătit pentru treaba asta. Pur și simplu să o faci dintr-o inimă omenoasă, dintr-o conștiință nobilă, demnă. Acest termen sugerează că iertarea este un act al Harului și este absolut nemeritat. Luca 7. Fiindcă n-avea cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Sau, putem să citim 2 Corinteni 7. Așa că acum e mai bine să-l iertați și să-l mângâiați ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. Pedepsește un om dacă greșește, dar pedepsește-l cu limită. Pentru că la un moment dat îi se poate muia inima, cade în deznădejde și își pierde sufletul. Și Pavel spune următorul lucru, iertați -l și îl l ca să nu fie doborât de prea multă întristare. E destul omului, i-ai dat o palmă, i-ai dat două, i-ai dat trei, mai oprește-te că și tu ești muritor. Mai oprește-te că și tu ești din carne, mai oprește-te că meriți și tu o grămadă. Lucrul acesta nu încurajează absența mustrării, din potrivă. Din potrivă, Domnul Iisus spune în versetul 15, suntem în capitolul 18, dacă fratele tău a păcătuit, mustrăl, Nu spune, a, spune, băi, nu-i nicio problemă, bine ai făcut. Nu asta spune Biblia? Biblia nu spune să fii slab, Biblia spune să fii bun. A fi slab înseamnă să nu-l faci responsabil pe om de greșeala lui. Asta înseamnă a fi slab. A fi bun înseamnă să te duci la el, dar nu de față cu alții să-l faci de rușine, că asta nu e omenie. Numai între tine și el, așa spune Scriptura. Dacă nu merge între tine și el că e obrasnic și nepocăit, mai ia unul, doi. Dacă nici așa nu merge, du-te în fața la toată comunitatea și spunei fraților, vreau să vă informez despre situația asta. Dar nu înainte de a-i da șansa să se pocăiască, nu înainte de a-l confrunta între doi, trei. Scriptura nu promovează huliganismul, și nici cearta și nici partidele și nici a strica reputația cuiva. Că, fraților, dacă eu stric reputația unul dintre oamenii aceștia și peste 20 de ani o să-i mai puneți în socoteală rușinea pe care eu i-am făcut-o în seara asta. E foarte ușor să strigi reputația unui om. E foarte ușor să vorbești pe cineva de rău și să-i spui, e așa, e așa, e așa, sau despre soția lui, sau despre copiii lui, sau despre rudele lui, sau despre familia lui. E foarte ușor să faci asta. Numai diavolul face așa. E adevărat că și copiii lui și rudele lui. Hristos nu ne părăște pe noi înaintea lui Dumnezeu și ne știe toate defectele. Biblia spune mijlocește pentru noi. Dacă eu sunt frate cu el, ar trebui să mijlocesc pentru el, nu să-l părăsc. Că de a să părăsc e ușor, dar când eu îl părăsc pe el, la mine, nu mă uit. Eu sunt făcut din diamant. A fi slab înseamnă a nu îl face responsabil pe omul care ți-a greșit. Asta înseamnă să fie slăbiciune. Omul nu știe că ți-a greșit, că nu i-ai spus. Și mâine repetă și nu are nicio vină. Degeaba stai supărat pe el, du-te și spune -i. Dacă nu i-ai spus, fii sănătos și plângi liniștit. Du-te și spune între tine și el. Dar spune frumos, nu-l ocărâ, nu-l blestema, nu te comporta ca un nepocăit, ci ca un frate. Spune, frate, îmi pare rău. Dar în inima mea sunt lovit și vreau să-ți spun. Și vreau să-ți spun, nu să te jignesc, ci doar să știi că mi-ai frânt inima. Poate zici că sunt mai slab, dar așa sunt, uite, mai jignit. Și eu am datoria să spun, iartă-mă. Timpul înapoi nu pot să-l dau, că nu Dumnezeu sunt un om și spun, frate, iartă-mă. Degeaba îmi spunea că tu zici de pe buze. Ce aparat ai dumneata să hotărăști și să verifici dacă eu spun de pe buze sau din inimă? Hai să fim sinceri, ce aparat ai? Așa îți place să crezi, nu? Ca să nu mă ierzi, de-aia zici așa. Nu-i treaba dumitale să știi dacă vorbesc de pe buze sau din inimă. Unde spune Biblia treaba asta? Și dacă omul spune, iartă-mă, Iartă-l în numele Domnului. Chiar dacă te doare, chiar dacă simți altceva, iartă-l în numele Domnului. Dar, dacă nu-i spui omului, omul nu este responsabil. Spune-i. Scriptura spune: Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l. Asta înseamnă că iertarea nu este slăbiciune, nu-i gratuită și Biblia nu încurajează să ne lovim unii pe alții și cine e mai tupei și mai îndrăzneț să aibă două săbii, iar cine e mai pocăi să fie mai slab de inimă și dă că ăsta nu zice nimic. Mai mi un minut ca să termin gândul acesta și apoi vom încheia. Ambii termeni implică faptul că cel care iartă suportă anumite pierderi. Nu ușor să ierți și când ierți, rămâi cu o durere în suflet, pentru că ai fost nedreptățit. Dar o pui în numele Domnului și pe seama Domnului. Domnul Iisus acceptă, își asumă că vor exista nedreptăți între oameni. Petru acceptă, își asumă că unii îl vor supăra și el va supăra pe unii. Este imposibil să nu-ți superi niciodată soția. Și e imposibil să-i spui, știi ce, dacă odată m-ai supărat, cu mine ai terminat-o. Păi înseamnă că divorțezi a doua zi. Biblia spune, îngăduiți-vă unii pe alții, iertați-vă unii pe alții, fiți buni unii cu alții. Desigur, iertarea nu îl încurajează pe celălalt să repete. Trebuie să aprecieze bunătatea și să se pocăiască. Această iertare trebuie să fie din toată inima, după cum spune cuvântul Domnului. Tot așa vă va face și Tatăl meu, care este în ceruri, dacă nu veți ierta fiecare fratelui său din inimă. Din inimă. Scumpii mei, timpul a expirat, așa că ne oprim aici, însă înainte să ne despărțim, să ne luăm geanta, să plecăm acasă, vreau să vă spun următorul lucru. Nu trăiți singuri pe o planetă pustie. Veniți dintr-o familie, aveți un anumit anturaj de vecini, de prieteni, de rude, de colegi, de frați, de surori, stați în adunarea lui Dumnezeu și poate nici nu vă trece prin cap cât de ușor ați întristat pe cineva care stă lângă dumneavoastră. E adevărat că unii se întristează și n-au dreptate. Biblia spune, dacă i-ai zis fratelui tău nebunule. Dacă i-ai zis fratelui tău prostule, nu dacă fratele tău vine și spune, păi nu-mi plac ochii tăi, schimbă-le culoarea. Dacă i-ai zis fratelui tău ceva care l-a ofensat, adică dacă sunt dovezi că l-ai jignit, nu așa că știi ce, Viorel, mi s-a părut că, iartă, iertați-mă, nouă multe ni se pare și ni se pare în funcție de starea inimii. În seara aceasta vă invit să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm că toți suntem oameni și să ne gândim cum procedăm atunci când auzim că cineva a fost întristat de noi și ne și spune, uite, m-ai întristat în, în, în privința aceasta, cum procedăm? E ușor să-l înfruntăm, e ușor să ridicăm tonul, e ușor să-i spunem, da, dar și tu mi-ai făcut al alteri, e ușor să țipăm la el ca să-l intimidăm, e ușor. Dar asta nu vine din pocăință și nu înseamnă iertare. Și cineva care este sus în ceruri ne-a spus următoarele cuvinte, dacă tu nu ierți, nici eu nu te iert. Dacă tu nu-ți ceri iertare, celălalt nu te va ierta și nici eu nu te iert. Și vrea să stăm înaintea Domnului și fiecare își cunoaște starea, își cunoaște inima, își cunoaște relațiile. Haideți să ne rugăm să ne dea Dumnezeu o inimă sensibilă, să fim oameni ai păcii, să ne cerem iertare dacă am greșit, dacă avem ceva cu cineva, să mergem la cel cineva ca frate, cu inimă de frate și să-i spunem să nu te superi pe mine, dar asta este situația, aș vrea să ne rezolvăm problema. Iar dacă omul își cer iertare ce poate face mai mult, să-l iertăm în numele Domnului, pentru că Domnul Isus n-a fost niciodată dușmănos și nici noi în calitate de copii ai lui nu ne putem permite să fim. Dumnezeu să ne ajute. Vă chem să ne rugăm Domnului împreună. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betanii.cc sau pe wwwbiserica pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.